Prietenilor, în seara asta vreau să vă povestesc întâmplarea de acolo din Spania cu ăștia doi țepari de la Strehaia care au încercat să-mi dea țeapă cu o mașină, să mă tâlhărească și acum ați văzut și voi. M-a sunat și m-au înjurat, m-au amenințat să nu cumva să fac acest vlog. Băi, vreau și eu să vă transmit ceva. Dacă m-ați fi sunat și mi-ați fi vorbit frumos la telefon, băi Bogdan, te rugăm frumos, chiar dacă faci acel vlog, nu ne spune numele. Bă, vă dau cuvântul meu că nu vă spuneam numele. Dar voi, ceea ce ați făcut acum cu mine, m-ați întărâtat. Cu mine nu merg în lucrurile de genul ăsta, să mă suni tu pe mine și să mă ameninți. Băi, la mine nu există așa ceva. Cu mine nu faci așa ceva. Pentru că ați făcut greșeala asta, eu nu voi povesti doar întâmplarea cu mașina. O să povestesc și cu banii, și cu spaniolul, și cu... Știți voi că am mai multe să povestesc. Pentru că m-ați enervat. Ați înțeles? Băi, oameni, eu vă spun sincer. Eu oricum aveam de gând să povestesc, ați văzut că v-am spus în live că vreau să vă povestesc întâmplarea asta, cum au încercat să-mi dea țeapă și să mă tâlhărească. Dar nu vroiam să dau nume. Ați văzut că eu am mai făcut vloguri, am povestit întâmplări de acolo din Spania și nu am dat nume în unele întâmplări. V-am spus, nu dau nume că este mai bine așa. Și nu am dat nume. Pentru că au fost implicați prieteni de-ai mei, au fost implicate persoane care avea rost să dau nume. Și nu am vrut să dau nume. Dar acum dau nume pentru că am fost sunat. Ați auzit înregistrarea. Am fost sunat, am fost înjurat, amenințat și așa mai departe. Oricum, ei au spus că o să vină ei. Că o să vină ei aici la mine acasă și că o să fac, o să dragă. Băi, băieți, eu vă anunț. Dacă nu veniți voi, o să vin eu la Strehaia. Vă promit. Ascultați-mă ce vă spun. Ați înțeles? Bun, măi oameni. Haideți să vă povestesc, pentru că eu vreau să povestesc întâmplarea asta și întâmplările periculoase din viața mea de acolo, din Spania. Eu vi le povestesc pentru că Sunt sigur că vă va fi de folos. Poate nu acum. Dar în viață vă va fi de folos. Și o să aflați și voi ce fac ăștia doi de la Strehaia. Băi, oameni, eu nu mă refer la oamenii din Strehaia. La toți oamenii din Strehaia. Pentru că eu am prieteni în Strehaia. Prieteni buni. De ani de zile. De mulți ani de zile. Prieteni buni în Strehaia. Deci eu nu mă refer la oamenii din Strehaia. Eu mă refer strict la ăștia doi țepari care au încercat să mă ardă pe mine. În Spania. Și să vedeți ce le-am făcut eu. Ați înțeles? Să vedeți ce le-am făcut eu. Băi, oameni, eram în Spania. Locuiam în Rocheta del Mar. Și căutam mașini pe internet. Că v-am spus cu ce mă ocupam. Cumpăram aur și vindeam, cumpăram mașini și vindeam și așa mai departe. Telefoane, laptopuri și așa mai departe. Și am intrat într-o seară pe internet, acasă, pe calculator, și căutam mașini de vânzare. Le cumpăram, le puneam la punct chiar dacă erau stricate, le aranjam puțin și le vindeam și eu mai departe să câștig ceva la ele. Băi, oameni, și găsesc în Sevilla un Audi A6. Un preț foarte bun. Nu cu mult mai ieftin decât celelalte, dar era mai ieftin. Înțelegeți?
Nu mai țin minte exact. Câteva sute, 1000, undeva pe aici. Un Audi A6 hidramat, negru, cu piele crem în el, mi se pare mie. Deci o mașină foarte, arăta foarte bine. Întreținută, se vedea clar că este întreținută. Bun. Prețul? Poate mă întrebați prețul? 15.000 de euro. Era pe internet. Bun. Sun. Zic, bună seara, nu știu ce, vorbesc la telefon. Aici, să fiți atenți, vă rog eu frumos. Mi-a răspuns la telefon un spaniol. Atenție! Zic, am văzut mașina pe internet, mai este valabil anunțul, mai... Da, 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 zice, da, da, sigur, vorbeam în spaniol. Sigur, sigur, zice, este valabil anunțul. Spune-mi că, uite, eu sunt din Rocheta, zic, de lângă Almeria, și văd că tu ești din Sevilla. Zic, ești chiar din Sevilla, Sevilla sau vreun sătuc apropiat de Sevilla? Zice, sunt chiar din Sevilla. Din Sevilla, Sevilla. Bun. Îți dai seama, zic, că e o distanță destul de mare. Spune-mi, te rog frumos, zic, dacă are vreo problemă mașina, dacă e ceva probleme cu mașina, ca să știu dinainte, să știu dacă vin sau nu, să nu pierd niște bani pe drum. Zice, hai să spun ceva. Dacă m-ai întrebat, eu îți spun. Dar de fel, eu nu prefer să spun eu că mașina este excelentă, că n-are nicio problemă. Băi, oameni, tactică. Când sun pe unul și îl întrebi, băi, mașina este bună? Și ăla începe și spune, da, este perfectă, n-are nicio problemă, n-a fost lovită niciodată, pai de capul meu să vezi că o fi compărțică. Deci, când ăla a vorbit mult și începe să o laude și să-i spună că n-a fost lovită, vopsea nouă și nu zgârieturi și merge impecabil, este aleal, să știți că acolo ascunde ceva. Băi, ăsta avea altă tactică. Știi, eu de obicei nu-mi place să vorbesc și astea, dar dacă m-ai întrebat, îți spun că mașina este în stare perfectă de funcționare. Bun. Fii atent. Mâine îmi iau bilet, sun în seara asta, zic, la plecările sunt din Almeria către Sevilla. Băi, oameni, am zis, de ce să merg cu mașina mea? Că eu așa mai procedam. Mergeam cu mașina mea și o trimiteam cu grua acasă, cu platforma. Că așa este în Spania, pe asigurare, ți-o aduce platforma acasă. Spui că îi dai drumul la furtunul de apă, zici că ți s-a spart radiatorul și ți-o aduce platforma acasă. Sau la cel mai apropiat servis. De eu spuneam să mi-o aduc acasă. Și fiind distanța prea mare, mi-ajungea mașina târziu acasă. Înțelege? Și zic, băi, merg cu autobuzul. Cu Alsa. Și cu autocarul. Sun la autogară, întreb când este plecarea cea mai recentă. Mă rog, îmi fac programare, mi-au bilet, tot, îl sun pe ăsta, îi spun, uite, am sunat, mi-am luat bilet, vezi că vin în Sevilla. Bine, 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 vale, vale, te spero, te spero. Băi, oameni, 100% eram convins că ăsta este spaniol și nu că eram convins. Ăsta cu care am vorbit eu era spaniol. Că eu asta am căutat. Din accent. De-aia am și revenit cu un telefon. Vezi că mi-am luat biletul. Vezi că alea să vorbesc cu el mai mult. Pentru că eu asta urmăream. Să văd marocan, român. Să văd ce nație este. Sau spaniol. Bun. Zic, băi, spaniol ăsta. El spunea că e mașina mea, este mașina mea, eu sunt proprietar, zice, eu sunt el Donio, eu sunt proprietarul. Bun, m-am bucurat. Bun, a doua zi de dimineață mă urc în autocar și plec în Sevilla. Când am plecat din Sevilla, am sunat din nou. Aproape, când am fost aproape să ajung în Sevilla, am mai sunat odată.
Prietene, vezi că, uite, eu mai am foarte puțin și o să ajung în Sevilla. Cred că vreo jumătate de oră sunt în Sevilla. Vii să mă iei de la autogară? Zice, da. Vin să te iau de la autogară, da. Bine. Ajung în Sevilla, voi oameni. Și îl sun. Prietene, zic, uite, am ajuns în Sevilla, sunt la autogară. A, păi și eu sunt la autogară, zice, am venit să te iau. Acum când mi-a răspuns la telefon, nu mi-a mai răspuns aceeași persoană. Dar același număr de telefon. Mi-am dat seama după accent că este român. Român, nu marocan, nu alea. După accent mi-am dat seama că este român. Hopa, zic, gata. Trebuie să fiu în gardă. S-a schimbat persoana. Vă dați seama. Dar ăsta hoț îmi spune de la telefon. Ai vorbit mai devreme cu prietenul meu la telefon, dar m-a trimis pe mine să vin să te iau. A băgat-o frumos. Credibilă. El a rămas acasă și am venit eu să te iau. Bun, prietene, nu contează, zic eu, oricare ați fi. Bine că ați venit să mă luați, că vreau să vă mașină. Am ajuns acolo, bun, în autogară, mă urc în mașină la el, facem cunoștință. Fiți atenți, măi oameni, că vă spun numele, ca să știți. Să afle toată Strehaia, toată România, toată Spania, toți care îl cunosc pe țeparul ăsta, să înțeleagă lumea cu ce se ocupă și cum dă el țepe la oameni. Să vă feriți și voi de el. Dă mână. Și zic, prietene, ești român, nu? Zice, da. Bogdan mă numesc, dar el zice, eu Sile, Sile de la Strehaia. Încântat, prietene. Zice, eu, frate, sunt de la Strehaia, zice el. Bun, să fii sănătos. Zic, bravo, mă bucur, ești român de-al meu. El zice, da, știi Strehaia? Zic, da, știu. Eu aveam prieteni și am și acum prieteni la Strehaia. Dar n-am vrut să-i spun că îl cunosc pe cutare. Nu, am vrut de treabă. Da, zic, știu unde este Strehaia. Ai fost vreodată, mă întreabă el, la Strehaia? N-am fost, dar știu unde. Mm-hmm. Și am schimbat câteva vorbe în mașină. El mă tot întreba una alta ca să afle mai multe despre mine. Și o să vedeți imediat ce anume vreau el să afle. Zic, prietene, unde e mașina? Imediat acum mergem, zice, mașina e pe aici, pe o stradă, o să vezi într-o parcare, mașina arată impecabil, este nu știu cum. Zic, ăsta o laud acum. Bun, și ajungem în parcare. Băi, oameni, fiți atenți aici. Ajungem în parcare. Văd mașina în parcare. Ce să vă spun? Mașina chiar arăta impecabil. N-am ce să spun. Deci mașina arăta impecabil. Exteriorul vorbim, da? Exteriorul. Bun. Prietene, zic, pot să o probez? Pot să mă urc în ea? Da, zice, nu-i problemă. Hai să o pornesc. Deschide el ușa, eu am pus mâna pe capotă, primul lucru, cum am ajuns, zic, stai, n-o porni, deschide și mie puțin capotă, am pus mâna pe capotă să văd dacă este caldă, dacă a fost pornită înainte, pregătită, știți că așa se mai face, să meargă motorul rotund. Pun mâna rece, capota deschide, pun mâna direct pe evacuare, rece, deci nu fusese pornită, nu ale. Bun, mă uit pe colo, pe unde știam eu să mă uit. Bun. Între timp, cât m-am uitat eu la motor, m-am uitat eu pe colo, pe dincolo, hop, mai vine unul lângă noi. O, salut, pe românește, m-a luat direct. Salut, zice, salut, Sile, ce faci, frate? Dă noroc cu Sile, dă noroc și cu mine și se prezintă și el. Ăsta de i-am spus eu, viermele. Eu sunt Viorel de la Strehaia.
Oh, te salut, Viorele, te salut. Băi, frate, asta este mașina. Ce zici? Îți place mașina cum arată? Păi, stai să o văd, zic. Deocamdată abia am ajuns. Hai să vedem despre ce este vorba. Băi, Sile, vezi, frate, dacă vinzi mașina, dacă te înțelegi cu băiatul ăsta sau să vedem cum o fi treaba, zice Viorel către Sile. Vezi că am și eu roata aia de rezervă în portbagaj, trăiască familia ta, zice, să nu cumva să vinzi mașina cu tot cu roata de rezervă, că e de la BMW-ul ăla X6. Să-mi duc și mie roata acasă, îi spune Viorel lui Sile. Băi, oameni, fiți atenți aici, vă rog eu frumos. Eu vă spun una. Este una când ți se întâmplă atunci pe moment și este alta acum când vă povestesc eu. Mai ales că voi știți dinainte despre ce este vorba. O țeapă, o alea. Deci sunteți puși în gardă și sunteți atenți acum la fiecare cuvânt spus de mine ca să faceți legătura ce s-a vorbit acolo și poate că voi acum vă prindeți mai repede. Dar mie atunci nu mi-a fost chiar atât de ușor. Fiind situația pe moment. Stai liniștit, prietene, zic. Stai liniștit, prietene, că dacă mă înțeleg cu prietenul tău, cu Sile, zic, îți duc eu roata acasă, nu-i problemă. Da, frate, mulțumesc, mulțumesc, fratele meu, să mi-o duci și mie acasă, zice că eu am uitat-o aici, în portbagaj. Zic, băi, Sile, eu am vorbit la telefon cu... Da, nu ți-am zis că e prietenul meu, ăla e spaniol. Păi stai puțin, mașina ta, zic, sau a spaniolului? Bă, frate, e mașina mea. Hai ca să spun, zice, cum e treaba. Eu am cumpărat-o de la spaniol și o vând și eu mai departe, că am nevoie de bani, zice, să plec în România. Sunt disperat, fratele meu, zice. Am nevoie de bani, am probleme acasă, în România, zice Sile. Și vreau să o vând, că am nevoie de bani. Dar mașina este pe numele spaniolului. Bun, zic. Gata, am înțeles. Dăm cheia, zic, să o pornesc. Iau cheia, mă urc în mașină. Deci mașina hidramată. Atenție, cutie automată. Sile. Atenție. Se urcă în partea dreaptă. Viorel în spate. Mă urc în mașină, iau seama la una la alta, pun mâna pe cutie, mișc de ea, dau cheie, mașina a pornit la sfert. Motorul mergea, pot să spun, perfect. Deci pot să spun perfect. Păi, am lăsat-o puțin, pornit, am coborât, m-am uitat pe colo, pe dincolo, pe la toba de eșapament, una alta. Ăștia doi au rămas în mașină. Vă dați seama că eu a trebuit să fiu cu atenție sporită. De două ori, adică pe plus să fiu, pentru că ei erau doi și eu eram unul singur. Deci trebuia să gândesc că două persoane. Mă urc înapoi în mașină, aveam banii cu mine. Atenție, aveam banii cu mine. Urc în mașină, zic, băieți, pot să, Sile, zic, pot să dau o tură cu ea, așa, să mă mișc, să vedem. Da, fratele meu, te rog frumos, zice. Dă-i! Păi, dar, zice, de ce ai venit? Urcă-te, frate, hai să mergem să ne plimbăm, are rezervorul jumate, zice, dă-i, frate, hai să mergem, nu-i problemă. Bun, pa, pun centură, bun, dau, ies cu ea din parcare, ies pe șosea, pa, 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 dau așa. Se auzea o bătaie. Băi, oameni, eu când cumpăram mașini, eu nu mă uitam că bate bucșă, că bate o planetară, că uruie un rulment sau că îmi scârție o plăcuță de frână sau consumabilele. Eu astea nu le luam în seamă. Ați înțeles? Pe mine mă interesa strict motor, cutie, caroserie, interiorul să fie cât de cât acceptabil, pentru că eu oricum consumabilele, înainte să o vând, le schimbam. Fie bune, fie nu. Eu îi făceam revizia cap-coadă, ca atunci când o dădeam și eu mai departe și venea clientul să urca în ea, să n-aibă,
să n-aibă gram, să n-aibă defect. Deci să fie perfectă. Eu o duceam, o puneam în service, aveam prieteni mecanici care mi-o repara, mi-o punea la punct, mai schimba una alta. Bun. Am observat o bătaie pe partea dreaptă. Dar o bătaie suspectă. Nici de bucșă, nici de planetară, nici de o bătaie. Bun. Mă întrebați cum se înfigea. Se înfigea, dar puțin cu întârziere. Îmi dădea semne că ar avea ceva. Mă gândeam injector, mă gândeam oare pompă, mă gândeam undeva pe aici. Nu eram sigur. Și eu tot încerc, el tot îmi spunea în dreapta, bă, frate, perfect, oh, m-a băgat în scaun. Eu acceleram puțin, ea nu te druncină să te omoare, dar el, m-a băgat în scaun. Ce are, mă, ăsta zic, că nu l-a băgat. N-am accelerat tot tare. În fine, ștouri de ale lor. Semne de întrebare și aici. Bun. Trag într-o parcare, băi, sile zic. Ce să spun, frate? Am unele așa dubii la ea. Cu plecarea, zic, nu prea e zvâcul ăla cum trebuie. Are o bătaie acolo, zic. Pardon. Nu știu dacă este din cutie sau fi din motor. Nu știu ce cu bătaia aia, zgomotul ăla. Ce ai că să moară, să facă el dacă o avea ceva cu mănânc de nebun? Mașina e perfectă, mașina e alea, e alea, e alea. Eu deja nu-l mai ascultam să mă deruteze. Eu mă gândeam strict pe problemă. Deschid capota, mă uit. Urc în mașină. Ăsta din spate, atenție mare, Viorel, îi spune lui Sile. Pe țigănește. Atenție, băi oameni. Deci, eu v-am spus. Eu m-am născut, am crescut la Giurgiu. Foarte mulți prieteni am avut și am spuitori, țigani, români. Dar mie mi-a plăcut să și învăț. Să învăț și eu țigănește, să știu și eu ca în viață să-mi fie de folos. Și de fiecare dată încercam să învăț și eu de la prietenii mei. Și mai întrebam cum se zice aia, cum se zice aia, cum aia. Și am învățat și eu să vorbesc. Să înțeleg mai ales. Bă, și ăsta îi spune țigănește Viorel. Pe țigănește îi spune Lusile. Băi, Viorel, zice, dă-o. Pe țigănește a spus. Dă-o, zice, știi care probleme cu cutia aia? Dă-o. Băi, oameni, eu am auzit. Știți cum? Nu știu cum să vă spun eu. Să mă fac că n-am auzit. M-am uitat pe geam, pe colo, pe la uși, pe la astea, ca ei să creadă că eu n-am înțeles. Băi, că n-am auzit. Dă-o, oricum are problema cu cutia de viteze, zice, dă-o. Băi, prietene, zic, nu știu ce să spun, zic eu. Nu știu ce să spun, e cam dubioasă treaba acolo cu bătaia aia. Ma. Și atunci mi-am dat seama că bătaia de care eu eram în dubii venea de la cutie. Bătaia sau întârzierea aia, zvâcul ăla, dătea zvâcul ăla, așa înțelegeți, în cutie. Și m-am prins. Bun, zic, hai că asta n-ar fi o problemă, dă-o încolo, cutia se schimbă, iau de la dezgoase, dezmembrări, iau de la dezmembrări o cutie, pac, o duc la prietenul meu mecanic, îmi schimbă cutia, zic, asta n-ar fi o problemă, dar e bine că am înțeles-o, zic. Vedeți? Mi-a prins de bine, voi oameni. Mi-a prins de bine. Că am învățat și eu țigănește și știu să vorbesc cât de cât, înțeleg absolut tot. Ați înțeles? Bun. Zic, băi, frate, auziți cum îl iau? Prețul 15.000. Băi, frate, zic, dacă vrei, nu știu, zic, dar mai mult de 11.000 nu pot să-ți dau. O, să moară, să facă, zice el.
Ce vorbești, bă, că nu, bă, nici gând, frate, nu mă gândesc. Iisus fi gândit, bă, mai băgăm 1.000 ceva, două în cutie, facem cutia, pa, pa. Și luăm pe ea. Nu merge, e prea puțin 11. Și eu mi-am dat seama, dar i-am luat subțire. Bă, frate, zic că ăsta e prețul care pot eu să-l ofer. Mașina, zic, are nu știu ce probleme are, dar are ceva probleme. Băi, eu l-am simțit pe ăsta că i-am dat prea puțin. Dar l-am simțit în același timp că dacă mai pun ceva peste, accept. Și fiți atenți acum ce îmi aude urechile. Ce îmi aud urechile? Îi spune viermele ăla din spate, Lusile. Băi, lasă-l așa că-l facem pe partea aia altă, îl ducem la mine acasă și acolo îl facem. Mamă, băi oameni. Băi oameni. Vă dau cuvântul meu că am avut mai multe variante de răspuns. Să reacționez. Dar mi-a dat Dumnezeu minte și putere, dar n-am ales niciuna. Și din nou m-am făcut că n-am înțeles. Bun. Băi, băie, zic, să-mi spuneți voi așa un preț care... Băi, frate, hai să spun ce să o mai dăm încolo și încoace să moară, să facă, zice ăla, fără 14.000 dacă pleacă mașina asta de aici. Ultimul preț, zice, nici nu mai discutăm așa ceva, fără 14.000 mașina asta nu zboară de aici, frate. Bine, mă. Fii atent, zic. Hai să mergem la farmacie să-mi iau și eu o pastilă, zic, am venit cu autocarul, sunt distrus. Zic, eu am rău de mașină, zic, dacă merg cu autocarul, zic, și așa tot drumul am dat afară, zic, mă simt foarte rău, hai să mergem la farmacie și mai vorbim, ce vă grăbiți, zic, trebuie să plecați undeva, să alea, mă mai gândesc și eu, zic, lăsați-mă un pic să mă gândesc să văd ce fac. Că am venit din Rocheta, nu vreau nici să vă refuz din prima, nici să spun da, dacă tot am bătut atâta drum, zic, din Rocheta până aici, lăsați-mă un pic să mă gândesc. Da, frate, da, tu te uite, farmacia, zice, ești de aici după stradă, faci stânga, hop, zice, magazine, farmacii, ce vrei tu acolo, noi te așteptăm aici la mașină, zice. Nu este problemă. Bine, bă, băieți, ies de acolo, voi oameni, ca să vedeți și voi ce mi-a trecut mie prin minte. Am curaj să fac pariu cu voi că la așa ceva nu v-ați fi gândit. Deci am curaj să fac pariu cu voi. Și chiar vă aștept în secțiunea pentru comentarii să-mi scrieți dacă v-ați gândit la chestia asta, dar sinceri. Sau să-mi spuneți ce ați fi făcut voi în situația asta. Cobor din mașină și mă duc la farmacie. Și auziți ce iau de la farmacie. Prima dată intru într-un magazin, îmi iau o sticlă cu apă la jumătate, ca să gândească că am băut pastila. Pe urmă intru în farmacie și auziți ce cumpăr. O siringă. Siringă! Iau o siringă, bag în buzunar, o scot din țiplu frumos, o bag în buzunar și îl sun pe prietenul meu. Pe Mohamed din El Ejido. Mohamed, zic, fii atent aici, sunt în Sevilla, am venit să cumpăr o mașină, băi frate, zic, și ăștia încearcă să-mi dea țeapă și cred că se pregătește și ceva mai mult de atât de o țeapă, sunt niște țigani români, zic, din România, de la Strecaia, îi spun eu lui una alta, așa ca să-și facă o părere. Adrian, bun, în Sevilla, da, pe ce stradă ești? Băi, nu știu. Îți trimit locația, zic. Îți trimit locația pe WhatsApp în momentul când ajung cu ei unde consider eu că trebuie să... Asta, din locul ăla îți trimit locația. Fii atent. Bun. Când ajungi la Hestorie, zice,
sau într-o parcare, sau unde ori voi crede tu că poți să-mi trimiți locația, că rămâi în locul ăla acolo mai mult timp, că eu acum sunt niște prieteni de-ai mei marocani din Sevilla și îi trimit în locul unde ești tu acolo. Le dau locația și îi vin acolo. Vezi, nu vorbești cu ei, nu vă cunoașteți, nu-i cunoști. Undeva, după ce cumperi mașina, vrei să o cumperi, ce zici? Băi, dacă merge treaba mea, zic, ce vreau să fac? Că uite, eu mi-am luat o siringă, i-am spus ce vreau să fac. Dacă merge treaba, o iau. Dacă nu, nu o iau. Fii atent, zice, dacă o iei, după ce ai făcut actele, ei o să fie acolo, la hestorie, zice, cel mai bine îmi trimiți locația când ajungi la hestorie, zice marocanul. De acolo, dinăuntru, de la hestorie, pac, hestoria este asta, mai oameni, unde faci transferenție, actul de vânzare-cumpărare, după un nume pe celălalt. Dacă o să vezi o mașină suspectă sau îți dă un flash sau îți dă un semnal, ceva te bagă în seamă cumva, să-ți dai seama că sunt trimiși de mine, nu-i bagi în seamă, nu vorbești cu ei. Dar după ce ai luat mașina, tragi pe o stradă undeva și se ocupă marocanii mei, zice, de ei. Băi, oameni, fiți atenți. Ies din farmacie, bag siringa în buzunar, mă urcă mașină la ei, mă duc acolo la parcare, mă urcă mașină. Băi, Sile, fii atent, zic, că m-am gândit. Tu ai cerut pe mașină 15.000. Eu ți-am oferit 11.000. Tu ai zis și te-ai jurat că fără 14.000 mașina nu pleacă. Fii atent, hai să dau și eu o tură cu ea mai serioasă, să văd dacă sunt probleme cu adevărat, dacă e doar dubiul ăla al meu, poate am eu doar un dubiu așa și nu o fi real, să vedem cum o fi, dacă o iau sau nu, dacă mă decid bine, dacă nu am plecat frate acasă și gata. Bine frate, zice, haide, dă-i drumul cu mașina. Băi, vreau să merg singur până aici în capul străzii, și mă întorc înapoi. Nu vreau să fiți cu mine în mașină, să mă nebuniți de cap, că merge, că alea, cum ați făcut până acum, zic să... Eu. Să mă nebuniți de cap, să mă zăpăciți, așteptați-mă aici în mașină, până la capul străzii. Da, frate, ce mă, ești nebun, ce ne gândim noi că fugi cu mașina, unde suntem, frate, zice, în junglă. Du-te, frate, cu ea. Bine, mă. Băi, oameni, mă urc în mașină și plec. Și îi dau forță, demaraj. Mă duc până în capul străzii, fac stânga, s-o întorc. Ce credeți că fac? Deschid repede capota, mă dau jos cu siringa, deschid la servo, capacul, trag cu siringa ulei din servo în siringă, deschid la apă, las ușor, 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 că deja se ridicase puțin apa, las ușor, ușor, deschid capacul într-un final și injectez ulei de servo în apă. Pun două, pun apoi la apă, pun ăla, pac, închid, mă întorc repede cu mașina înapoi, juf, la ei, bag mașina acolo. Băi, Sile, las-o frate puțin să meargă, să vedem cum se aude motor. Da, frate, da, la relantiu zic vreau să aud. Da, frate, nu-i problemă. Bine, mă. Lasă mașina în parcare, taca, taca, merge, nu știu, după un minut, spun, oprește-o. Pac, oprește, las-o așa, zic. Deschid capota și mă uit. Pe culo, pe culo, pe alea, pe dincolo. Să se așeze apa, presiune. Mai pierd timp cu ei, mai o vorbă, mai un alta, mai alea. Zic, bă, dar roata aia din spate, de la ce mașină e? Unii șase, frate, nu ți-am zis, zice ăsta. Mai avem unii șase, nu știu ce. Mai avem un seria 7, zic ei. Mai am un Mercedes, mai... Aha, dacă te interesează, ținem legătura, noi ne ocupăm cu asta, nu știu ce, nu știu cum, și mă dau în vorbă cu ei, mă dau, și trece timpul. Și trece timpul. La un moment dat, ce fac? Deschid la apă. Deschid la apă și mă uit. Băi, frate, zic, dă-o, bă, dracu de treabă, zic, cât de necunoscător ai fi. Cât de necunoscător ai fi, n-ai cum să nu-ți dai seama, zic eu. N-ai cum să nu-ți dai seama, ia uite-vă, frate, în apă, ulei,
Asta zic, are garnitura înțepată, mă, garnitura de chiuloasă, zic, este înțepată. A, bă, frate, zice, două dracu, cum să fie? Uită-te, mă, zic, are ulei în apă, zic, că ești nebun? Ăla zice, bă, frate, cum? Bagă ei degetul așa să uit. Viorel îi spune lui Sile, da, bă, zice, ulei în apă, bă, cine știe? Zice ăla, cu Viorel să dă în spate și Sile, eu mă tot uitam, mă fac că mă duc după ea. Viorel spune, a, ulu, vere, zice, asta, pe ce stă, zice, să strigă, ce ai făcut cu ea, cu el? Păi a luat-o cu tare, ce, eu știu ce-o fi făcut cu tare, cu ea, că alea, că alea. E acolo, ce-o fi, să strică mai rău, dă-o, că să scap de ea. Băi, dacă nu mă credeți, zic, hai să mergem la un mecanic să vedeți că asta e. Ei știau că dacă e ulei în apă, garnitura înțepată sau alea, că se ocupau cu chestia asta. Băi, frate, n-are cum, n-are cum, Viorel, ce zice? Hai, mă, uite aici la mecanicul ăsta să-l întrebăm. Trage mașina în față și îl cheamă pe la afară. Mecanicul ăla, din câte mi-am dat eu seama, prieten cu ei. De ce? Pentru că eu am rămas afară, intenționat. Sile a intrat, mecanicul a văzut și mecanicul din capul sălii, oho, Romano, Romano! Și când a ajuns lângă el, ola, ăsta cred că i-a făcut cu ochiul, ați înțeles? Bă, taci, taci, că ăsta aici, din cap. Bun, când a ajuns lângă el, treaba liniștită. Ola, senior, auziți mecanicul, știu pe el? Ola, senior, bună ziua, domnule! Ha, zic, gata, prieten. Prieten, prieten, dar fiți atenți. Zice Sile ăsta, bă, zice, uite, domnule mecanic, senior mecanic, nu știu ce, uite, ia vezi. Are, zice, ulei în apă mașina asta, mănâncă ulei, ce se întâmple, garnitura înțepată, ce are? Deschide mecanicul. Bagă degetul. În ăsta, în vas, ia să uită, să uită așa. Zice, da, într-adevăr, are ulei în apă, dar acum depinde, zice, nu se știe, poate să fie garnitura sau pur și simplu, ăla, gata, dar lor, pur și simplu, cine știe, vasul a fost murdar, auzi, bă, dracu, vas la interior murdar? Mie îmi venea să râd, dar na, a fost vasul murdar și mizeria aia sau de pe conducte, cine știe, nu știu, nu știu. Dar Sile a înțeles că garnitura înțepată, ciupită, înțelegeți? A, vezi, bă, frate, du-te, bă, de aici, zi, nu mă bag, frate, eu la așa ceva, îi spun eu lui Sile, nu mă bag eu la așa ceva, zi, pentru mine clar, e clar ca bună ziua, are ulei în apă, garnitura înțepată, îi spun de față cu mecanic, garnitura înțepată sau chiuloasa sau alea, nu mă bag la așa ceva, mai ales la astea, zic, garnitura e scumpă la Audi, nu, 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 cum vrei, frate, și ne urcăm în mașină. Băi, haide, mă, ce s-o mai dăm încolo și încoace, zice, noi am zis 15. Pe urmă tu ai zis 11. Noi am zis 14. A, mă, frate, ce, dă-ne 13 și iau. Bă, du-te, mă, de aici, zic. Nu pot. Mai mult de 11 nu pot să vă dau. Să moară să facă, zic eu, dacă nu se poate, nu, n-am cum. Bă, frate, cum vrei și mă lasă ei și mă lasă. Și ăla îi zice iară. A doua oară, Viorel îi spune lui Sil. Hai, mă, că îl facem pe partea, îl ducem acasă, zice, și îl facem. Și cum credeți voi, mă, că nu o să povestesc eu? Băi, vă dau cuvântul meu, că n-am vrut să vă spun numele pe vlog, dar pentru că m-a sunat, m-ați înjurat, m-ați amenințat, cu mine nu merg lucrurile astea. Băi, cu mine nu face nimeni așa ceva. N-am știut de frică și nu știu de frică pe nimeni în viața asta. Voi sunteți nebuni? Voi ați uitat? Voi ați uitat cu cine stați de vorbă? Voi ați uitat cu cine ați făcut combinații? Hm? Hai că spun acum la oameni cum s-a terminat treaba.
Și zice, bă, frate, hai să ne înțelegem că ce dracu e mașină, să repară, e un fier până la urmă. Bă, tocmai asta zic, e un fier, dar să repar fierul ăsta, zic, trebuie să bași ceva bani în el, că știți și voi. Eu nu iau de vânzare, zic, eu iau pentru mine, că uite, am venit cu autobuzul, eu n-am mașină. O iau pentru mine, eu nu iau să o vând, să fac afaceri, să fac cale. Și bag în ea acum 5-6 mii. Ai, frate, că nu bagi atât. Bă, nu știi. Fierul vezi ca și omul. Tu-l vezi pe om frumos, exterior frumos, dar nu știi ce e la interior. Ai, mă, frate. Bă, Ana, dă-ne, mă, deci nu vrei 12.000, nu. Dă-ne, mă, 11.500 și... Băi, fii atent aici, una peste alta, fii atent cum facem. Vă dau 11.200 și plătesc transferențe. Aia zic că ajung și eu undeva 11.500, eu știu cât o fi, 11.600. A, bă, dă-ne, zice, 11.300, îi tot să mai pun 100. A, mă, bine, zic. Bine. Bun, ne urcăm în mașină frumos. Hai la Hestorie. Băi, oameni, aici fiți atenți. Aici fiți atenți. Ajungem la Hestorie, unde se fac actele, pac, intrăm înăuntru, în Hestorie. Cum am intrat înăuntru în Hestorie? Bum, locația marocanului. Marocanul și-a făcut treaba, Mohamed. L-a dat locația mai departe, la prietenul lui, bum, bum, bum. Eu acum vroiam să văd pe numele cui este mașina. Eu am vorbit cu spaniolul, a spus că e pe numele lui, alea, în acte la fel. Hop, intră pe ușă spaniolul. Ola, dă mâna cu mine, zice, cu mine ai vorbit prima dată la telefon? Da, prietene. Zic, știu, ți-am recunoscut vocea. A, da, zic, da. Ăștia se uitau la mine, ăștia doi, de la Strehaia. Ți-e pari ăștia doi? Eu fi zis că eu sunt vreun fraier. Nu se așteptau ei la așa ceva. Să mă ducă pe mine capul, să le-o fac. Ha. Da, zic, ți-am recunoscut vocea. Da, pe numele meu, pac, facem actele, bum, bum, bum. Între timp cât facem noi actele, băi oameni, cum i-am dat banii ăstuia? Lusile i-am dat banii. Cum i-am dat banii Lusile? Deci am semnat, bum, i-am dat banii. După ce am semnat, i-am dat banii. De față cu Hestoria, pac, am semnat, i-am dat banul. Cum am semnat, dar mai durat 20 de secunde. Aud ușa. Dacă voi știți, în Spania, cei care sunteți ăla la ușă, drin, 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 drin. Și eu cu fața aici spre Hestoria, aud ușa, drin, 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 drin. Două persoane au intrat. Acum aștept să zică ola către Hestorie sau să-i salute pe ăștia. Pe ăștia de la Strehaia sau pe spaniol? Și ce credeți? Îi salută pe ăștia. Noroc, frate, noroc, frate. Eu nu m-am întors. Nu m-am întors. Am rămas tot cu fața spre Hristos. Noroc, frate, noroc, frate. Au dat noroc, s-au salutat, bum, bum, una alta. Ce ați făcut? Ce ați vândut mașina? Da, pe cât ați dat-o? 11.300. Bă, ce am zice, pe bani ăștia țin nebunii la cap, ați dat mașină. Da, frate, zice, ce nu e bine? Bă, voi sunteți nebun la cap. Bă, cine va păcăli, mă, în halul ăsta? Ce, bă, băiatul ăsta i-am vândut. Bă, halul ăsta, mă, zice, vă sunteți proști ăia. Căutau de ceartă. Eu știam din mașină ce s-a vorbit și ce se urmărea. Ce-am tăcut? Mi-am luat actele mașinii, le-am împăturit, le-am băgat în buzunar la geacă, la piept. Am închis geaca, am închis fermoarul și mă ridic. Noroc, bă, băieți! Pac, pac, dau noroc cu ei. Ce faceți, mă? Ce să facem, frate? Uite, am venit aici, ei păcăli pe ăștia. Băi, fiți atenți aici, zic. E mașina voastră? A fost mașina voastră? Nu, frate, nu, dar în halul ăsta așa 11.300. Bă, zic, s-a semnat actul, le-am dat banii. Zic, într-un final, ce vreți? Să stricăm treaba înapoi? O stricăm, nu-i problemă, suportați transferența? Zic,
Nu, frate, nu-i vorba de asta, dar ți-ai bătut joc de ei, știi? Bă, zic, ăștia au fost de acord. Bă, Sile, ești de acord să o vinzi? Da, frate. Vezi, treaba, zic, e bună, nu-i țeapă, nu-i nimic. Ăsta ce zice Viorel? Bă, Bogdane, mi-ai promis că-mi duci și mie roata aia acasă, frate, și tot nu mi-ai dus. Bă, Viorele, zic, nu-i problemă. Urcați-vă în mașină că mergem acum și ducem roata la tine acasă. Bine, frate. Băi, oameni. Să urcă Sile în dreapta, Viorel în spate și ăștia la alții doi în spate. Fiți atenți, băi oameni. Ieșim din historie. Cheia la mine, bineînțeles. Actele în buzunar. Cheia la mine. Deschid mașina. Pac! Pe ăla văd Sile în dreapta, față. Ăla în spate, bum, ăla alți doi, bum, bum, pe acolo și mă uit. Deci i-am lăsat pe ei să urce mașină. Ei doi, ei patru. S-au grăbit să urce în mașină. De ce credeți? Că eu am știut-o. Tactică, pe psihic. Să apuce să vorbească, să-și facă planul repede până ajung eu în mașină. Mie mi-a convenit să îi joc pe psihic să se urce în mașină ei. De ce? Ca eu să văd în ce mașină sunt marocanii mei, prietenii mei. Prietenii lui Mohamed, dar și prietenii mei. Ați înțeles? Bun, pac, și văd mașina. Auziți? Semnal stânga-dreapta. Mi-a făcut ăla de acolo, în spatele lui altul. Semnal stânga-dreapta. Două mașini erau parcate pe partea cealaltă. A început să râdă inima în mine. Dacă o fericire de nu vă puteți imagina. Orică mașina. Pun centura. Pornesc. Am plecat de pe loc. Dau centura jos. O lasă uita la mine că am dat centura jos. Bun. Și merg cu mașina. Viorele, unde stai, mă? Bă, frate, că spune, uite, când ești aici în bulevard, faci dreapta, faci alea. Ăsta vorbea repede, Viorel. Fac dreapta acolo, pac acolo, așa, pac, pac. Bine, mă. Zic, băi, fiți atenți, ai cu eu pe aici, zic, ca să ajungem mai repede. Dacă o iau așa, zic, nu tăiem un drum. Nu, când încoace ce sunt, pe aici intri la periferie. Eu cât m-am plimbat cu ei pe acolo, am luat seama cum este așezarea. Înțelegeți? Stradală. Și am zis să iau la periferie puțin. Ei vreau să mă ducă prin centru, să mă duc așa, așa, pe unde vroiau ei, să mă ducă la ăla acasă. Eu am schimbat traseul. Băi, zic, o iau pe aici, că vreau și eu să mai probez mașina până ajungem la tine, Viorele. Da, Sile zice, oh, bravo, frate, bravo, zice, nu-i problemă, că nu ne grăbim. Da, bun, și o iau pe străduțe. Pa, 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 stânga, dreapta, bum, 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 și încerc să ies și încerc. Băi, frate, zice, nu luăm cu că te îndepărtezi mult, fă stânga încolo, n-are mă nimic, pa, 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 pe străduțe, bum. Și auziți, din spate marocanii îmi dă direct semnal stânga, semnal dreapta. Tic, 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 să opresc. Și opresc. Băi, oameni, când vine din spatele meu de acolo, of, Doamne, îți mulțumesc! Că mi-ai dat minte și creier să mă joc cu fraierii și să fiu mai deștept decât ei, cu o secundă să nu fiu ars, să iard eu pe ei. Și se dă jos marocanii din mașină, auziți? Patru dintr-o mașină, patru dintr-o mașină, vum, vin patru, se pun în față, ăștia patru deschid ușile, poc, 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 ia pe ăștia la palme. Dați-vă jos de mașină! Oh, băgame! Pico de puta cu alea! Pa, pa, palme! Oh, stai, ce s-a întâmplat? Vin și alții patru. Băi, oameni, când au luat-o ăștia la fugă. Alo, Sile de la Strehaia și Viorel de la Strehaia. De-aia n-ați vrut voi să povestesc întâmplarea. Bă, voi nu știați, mă, că nu sunt fraier? Voi nu v-ați gândit așa? Sau voi v-ați gândit că dacă am ajuns în România m-am prostit? A? Așa ați crezut? Că dacă am ajuns în România m-am prostit? Stați cu minți, mă! Stați cu minți! Șmecheria!
E ca mersul pe bicicletă. Nu se uită niciodată. Ați înțeles? Băi, oameni, și dă-le. Bum, 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 bum. Pac, și-o ia la fugă și fuge. Și fuge. Fuga! Rușinoasă, dar sănătoasă. Bun, pac, marocanii zice, hai, iau înainte, noi după tine, te conducem până la autostradă, până la ieșire nu știu unde, nu știu cum, mi explică ei, bine, bum, îi dau înainte, ăștia după mine, pac, ieșim de acolo ușor, unul pe urmă s-a băgat în fața mea, unul a rămas în spate, m-au condus până la autostradă, autovie, cum îi spune acolo. M-au condus până la autostradă, au ieșit cu mine pe autostradă, pe autovie, m-au dus până mai așa și de acolo am tras frumos într-o benzinărie, am vorbit cu ei, ne-am luat la revedere, i-am salutat, m-au salutat, Adrian, încântați de cunoștință, ei, marocanii și eu, prietenilor, vă mulțumesc, nu știu ce, te pupăm, vă pup și eu și am plecat. Băi, oameni, fiți atenți! După vreo 4-5 ore sună telefonul. Băi, că ne-ai iars, băi, că ne-ai luat roata de la mașină, o ce vrăjeală. Vino să ne dai roata, băi, veniți mă să o luați voi. Auziți? Vă trimit locația când ajungă rocheta. Veniți să vă luați roata. A, ce mă, e șmecher, că ai spate, că ai marocani în spate, tu ești șmecher, a? Asta că te facem noi, fraiere, vorbim noi, fii atent aici, s-a întâlnit el munte cu munte, da om cu om. Păi, oameni, și-au început cu amenințări, și-au început cu dalea, bine mă, pa, hap, și le-am închis. Auziți? În Spania n-au venit, după mine, a fost frică. Frică, nu rușine. Ați înțeles? Eu v-am spus o vorbă. Unde-i frică și rușine. Unde-i frică și respect. Să nu uitați vorba asta. Unde-i frică și respect. N-au mai dat niciun semn, nimic. Treaba așa a rămas. Am luat mașina, am ajuns cu ea acasă frumos. Am dus, am făcut schimbul de apă de alea. Cutia am schimbat-o la... Mecanicul meu a luat de la dezmembrări o cutie, am pus cutie, am pus-o la punct, am aranjat-o și auziți, am vândut-o pe 17.000 de euro. Să mor eu dacă vă mint. Sincer, pe 17.000 de euro am dat-o. Nu mai știu cât am băgat în ea. 1.000 și ceva de euro până în 2.000 de euro. Până în 2.000 de euro am băgat în ea. Bă, oameni, pe urmă s-au mai întâmplat chestii. Eu am mai fost în Sevilla, la prieteni de-ai mei, marocani. Și întâmplător m-am mai întâlnit cu ăștia și au zis cu ce se ocupau. O să vă povestesc cu ce se ocupau, că v-am promis că vă spun treaba cu banii, treaba cu spaniolul, mai multe. Mai multe am să vă povestesc. Deci eu cât am fost pe acolo, pe Sevilla, mie nu mi-a fost frică. Că mă întâlnesc cu ăștia și o să-mi fac ei nu știu ce. Nici o dată. Și nu că acolo aveam prieteni marocani. Că și acum i-am prieteni marocani. Nu de... Mie, eu niciodată. Eu nu mă dau mare cu ce am în spate. Eu mă dau mare cu ce sunt eu. Și nu mi-a fost frică. Că dacă mi-ar fi fost frică, nu m-aș fi dus în Sevilla. Am apelat pentru că am simțit că treaba e groasă. Și nu puteam de unul singur să răzbesc. Am vrut să-i fac eu pe ei, că puteam să termin treaba, să plec acasă, fără mașină, fără nimic, să-mi văd de treaba mea când am auzit că e vorba de țeapă și dale, și să-mi văd de treaba mea. Dar n-am vrut. Eu am vrut să-i ard eu pe ei. Răzbunare. Răzbunare. Ați înțeles? Așa și acum, ei au făcut mișcarea ca la șah greșită. Au ales cea mai proastă variantă. M-au sunat și m-au amenințat. M-au înjurat. Dacă ar fi făcut mișcarea corectă și m-ar fi sunat să-mi spună, Bogdan, te rog frumos, povestește ce ai de povesti. Nu, nimeni nu îți poate spune să povestești sau nu, că te cunoaștem și știm ce fel de persoană ești.
Dar te rugăm noi mult de tot, dacă vrei tu, dacă vrei, nu ne spune numele. Și vă dau cuvântul meu că nu le-aș fi spus numele. Și dacă nu m-ar fi sunat deloc, eu nu le-aș fi spus numele. Nu vroiam. Dar acum mă bucur că le-am spus numele. Și sta să vedeți ce va urma. Sta să vedeți ce va urma. Că ați văzut ăla când a auzit că vreau să povestesc treaba cu banii. S-a speriat și a început să țipe mai rău și a început să facă mai urât. Deci, îi este frică să povestesc. Dar eu voi povesti, pentru că nu îmi este frică. Băi oameni, și prin asta am trecut eu, cu astea două jigodii de la Strehaia. Înțelegeți? Și stați liniștiți că o să vă țin la curent cu tot ce se întâmplă, că ei mă tot sună și mă tot sună, m-au sunat și astăzi de multe ori cu număr ascuns și nu vreau să le răspund. Vreau să fiu sunat cu numărul lor, să mă sune cu numărul lor, să vorbim, vreau să mă întâlnesc cu ei. Dacă nu vin ei la mine, la mine acasă, o să merg eu la ei acasă. Dar să-mi spun adresa, să vorbesc cu ei, știu că sunt în Strehaia, știu că îi găsesc acolo, trebuie să-i găsesc dacă merg după ei. Să vedem cum o rezolvăm, că eu nu o las așa. Nimeni nu s-a născut în lumea asta să mă înjure pe mine și să nu plătească. Nimeni. Dacă n-am deranjat, nici nu vreau să fiu deranjat. Eu n-am deranjat pe nimeni. Dar ei m-au deranjat pe mine. Și treaba nu va rămâne așa. Fraților, eu vă doresc la toți sărbători fericite, să fiți sănătoși alături de cei dragi. Vă pup și ne revedem din nou la următorul vlog. Numai bine, prieteni! V-am pupat! Ceau!